Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din una serie numită Better Minecraft. Și ar fi bine să-mi scot asta de pe cap ca să puteți să mă vedeți mai bine și, e bine, îl pun înapoi acum. Pentru că îmi place noua mea față de pe Better Minecraft. Băieți, ca de obicei, o să am rugămintea să apăsați pe buton de like și pe buton de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și în curând o să vă anunț că va trebui să începem din nou să punem încă 100 abonaților abonații activi. Așa că, da, dacă vrei să fii activ înainte să fie construită căsuța abonaților, e bine, da. Lasă un comentariu. M-am apucat de gătit aici, am făcut deja niște ouă ochiuri și acum nu știu exact, voiam să ies puțin la explorat și am fost de fapt puțin la explorat, hai că vă arăt imediat despre ce e vorba, stai că nu mai știu unde trebuie să pun mâncarea asta. Ok, cred că o să o las aici cu ouăle prăjite, o să rămân aici pe aici pe undeva. Am fost la explorat, băieți, mergem pe hartă puțin, o deschidem, ok, cred că sunt în munte și o să mi se vadă ciudățel, haide la nivelul ăsta, bun, perfect. Bun, și am fost, stai că nu mai știu care e direcția. Cred că aici am ajuns. Aici, bun. Deci eu am fost la explorat, am plecat cumva pe direcția asta, am ajuns pe aici frumos, bam, bam, bam. Uite că asta n-am văzut-o, dar cred că e o căsuță dintre aia cu portal. Și am dat de un mic turn, ceva turn de vrăjitoare, nu-mi dau seama exact ce cu el. Și pe lângă chestia asta, odată ce am trecut pe acolo, am luat niște, stai să vedem, am luat niște crabi, parcă. Hai să vedem că am luat mai mulți la un moment dat și trebuia să-i pun la prăjit. Uite că astea. Cum naiba, astea se prăjesc, parcă, nu? Da. Așa, le prăjești pur și simplu, nu? Nu trebuie absolut nimic. Sau? Okay. Da, în principiu se pot prăji astea, dacă nu mă înșel. A, le pot prăji chiar și în tigaie. Bun. Hai să vedem atunci, uite să prăjim și noi niște de astea frumos. A, uite că merg direct pus, ești nebun, pot să pun mai multe? Nu pot, câte una. Ok, așa, și am găsit mai mulți crab, mai mulți lobster dintre ăștia și am zis că nu, de ce nu, să iau dacă tot am trecut pe acolo și am văzut toată treaba asta și am reușit să omor câțiva. Și am luat la mine, vă dați seama, o grămadă, uite că aici am o grămadă dintre astea. Ideea e că avem ceva recipe-uri pentru astea, în afară de prăjiți, nu, și cu ăsta prăjit poți să fac alte chestii, nu prea poți, trebuie doar să-i prăjești. Asta este, nu mai contează. Și avem ceva crab meat, da? Putem să mâncăm carne de crab. Adăugăm aici la colecție că avem o grămadă de carne și o grămadă de mâncare. Avem și la noi o grămadă de mâncare și nu văd rostul. O să iau astea de aici pentru că aș vrea să le împart în 3 bucăți pentru că o să se prăjească mai repede în felul ăsta. Și cât prăjesc eu toată treaba asta. Ei bine, băieți, a apărut o nouă versiune de Better Minecraft, o nouă versiune, cred că e V17 și eu până acum jucam pe V15 și au mai rezolvat niște bugurile cu ușa aia care rămânea între deschisă. Erau niște lucruri așa foarte, foarte ciudățele care s-au mai rezolvat între timp și asta e foarte, foarte bine. Asta înseamnă că putem să continuăm seria asta liniștit, să facem lucrurile liniștiți exact cum am făcut și până acum, doar că cu ceva mai multe FPS-uri și cu moduri noi, pentru că au adăugat câteva chestii noi. Da, într-adevăr, un mod cu backpack-uri nu prea au adăugat, deși trebuia să adauge cumva mai mult. Putem să facem totuși un backpack, care din punctul meu de vedere e prea puțin, putem să-l facem în felul ăsta, doar că se face cu de-asta de iepure și eu nu țin minte să fiu omorât atâția iepuri să am eu, dar nu am omorât niciunul de fapt, n-am niciun iepure omorât și atunci în asta cu exploratul ar trebui să mă uit puțin și după niște iepurași ca să fie treaba bună. Da, mi s-a spart destul de rău armura, nu știu dacă mai am alte bucăți de armură pe aici, nu prea cred, mai am ceva, nu am. Mi-a trebuit o pereche de papuci, sincer să fiu, dar nu știu ce să zic momentan. Cred că o să rămân așa. Am ajuns și cu astea cu coconut slice-uri. Sunt mai multe chestii pe care le-am tot adus. Asta n-are ce căuta aici. Din călătoria asta cu care am făcut-o eu să ajung în partea aia alta acolo. Acvariu, peștele e bine, totul e bine. Băieți, am găsit un recipe foarte, foarte tare. Snowboot se cheamă și se fac destul de ușor. Nu îmi dă foarte multă chestie acolo, dar nu știu care e treaba. De ce snow boots? Îngheață apa sau care e faza? Snow speed. Ah, ok, pot să fug mai repede pe gheață. Ok, mi-am făcut boots ăștia că aveam ceva silver și mi s-a părut foarte interesant că pot să-mi fac genul ăsta de armură mai specială. Și hai să și enchantăm dacă tot avem aici frumos. Bam, mi-am băgat ceva în breaking și hai să mergem la turnul ăla să vedem ce putem să facem cu el dacă reușim să facem ceva. Uite, turnul era pe aici pe undeva. Să mor dacă mai... Cred că ăsta e turnul, doar că nu-l pot vedea. Dăm teleport, frumos.
am ajuns direct la palmier aici și e turnul fix în spatele meu acolo, băi. Bun, pe aici am omorât eu tot crabii ăia pe care i-ați văzut, am dat în ei grav. Mai sunt, vă dați seama că n-am reușit să-i omor pe toți, ăsta ce-i morcov, nu? Da, wild carrot. Așa, și ăsta e turnul, băi. Cum vi se pare? Cum arată? Mie mi se pare foarte interesant. Mai interesant mi se pare că s-a spawnat așa în aer pe apă și arată ca un turn de vrăjitoare. Nici măcar nu-mi dau seama cum aș putea să cataloghez chestia asta. Ce fel de turn ar putea fi ăsta? Un far ceva? Cred că da, și trebuia... O, stai că mai este ceva acolo. Avem o corabie ceva scufundată acolo? Cred că da. Nu știu cum să cataloghez turnul ăsta, dar The Lighthouse. Deci e un far până la urmă. Ok, am făcut achievement The Lighthouse, se numește. Bun, bun, bun. Păi am ajuns într-un far, băi, doar că cred că trebuia să se spawneze pe pământ. Avem ceva mobi oare aici? Avem ceva mobi agresiv? Sper că nu. Doamne ajută că sper că nu. Ok, stai că am dat de prima cameră. Care arată interesant, avem un pat, ceva bookshelf-uri, avem zona asta unde putem să vedem către mare și acolo cred că aia e o corabie. Ok, cred că n-a văzut farul corabia aia și s-a scufundat. Așa? Și cam atât. Hai să vedem mai sus. Mai sus mai avem ceva, o cameră cu chest-uri, Doamne ajută, în... Ok, foarte multe not blocuri. Ok, nu știu dacă mă interesează foarte mult. Și avem scara către far, efectiv, către partea de sus a farului. Dar nimic de lutat, nimic, pur și simplu e o clădire așa simplă, fără mobi, fără... Ok, și am ajuns partea de sus. Mai avem un nivel, uite, că am văzut și un chest. Am ajuns aici unde ar trebui să se vadă lumina, băieță, ok. Adică suntem destul de sus, n-am ce să zic, doar că nu suficient. Și am văzut că avem acolo chest, vreau să-l iau neapărat, vă dați seama. Oh, avem mâncare, ok, strawberry, ok. Nu știu ce, s-ase ceva prăjituri, ok, nu știu să traduc treaba aia, chiar n-am nicio idee. Și am luat și ceva prismarin, se pare că n-am mai luat până acum prismarin. Și pe aici dacă urcăm, mergem la sistem, da, tată. Ăsta e sistemul farului. Pe aici o să funcționeze. Dacă apăsăm pe ăsta, cred că... Ia. Așa, a pornit, gata? Ok, foarte tare. Hai să vedem din afară toată treaba asta. Da, tată, vă dați seama cum se vede toată treaba asta noaptea? Eu zic că e șmecher rău noaptea, ești nebun. Ok, bun, eu o să sar de aici ca să fie treaba bună. Și vreau să merg puțin la distanță să vedem cum se luminează noaptea. 100% se vede super, super bine. Dar acum, na, măcar așa cât de cât, știi? Nu, stai că nu vedem că e prea înalt. Trebuie să-l vedem de la distanță mare cu treaba asta. Dar uite că totuși, ok. Da, frate, da, l-am pornit, e ok. Acum suntem bine și nebun. Dar hai să vedem care treaba și cu corabia aia. Sincer, n-aș vrea din nou o comoară dintre aia îngropată. Că nu-mi place mie să caut, chiar nu-mi place. Ăsta ce e? Flex, ok, n-am nevoie că am căcălău seminții. Uite și balena. Salutare, avem prieteni noi din nou. Balenă, mamă, ce mare, ești nebun. Ok, ce au omorât acolo? Au omorât ceva balena asta, ești nebun? Ok, sper să nu mă atacești pe mine. Ok, stai acolo, frate. Au omorât un squid. Stai că mor. Foarte interesant că avem prieteni balenă. Dar nu arată barcă. Asta e barcă. Arată mai mult a o căsuță decât a barcă. Sau e o jumate de barcă. Ce naiba e asta? Că nu-mi dau seama. Mamă, vezi că mor iar. Eu nu știu cum o să fac treaba asta. Că... Ok, hai să-mi iau aer prima oară și mai intru încă o dată. Hai, dai, tata. Încarcă-te full acolo, ești nebun. Și hai să mai băgăm o fisă. Vedem dacă reușim să găsim pe aici. N-am nicio ușă la mine. N-am nimic să mă ajute, să, nu știu, să... Dar din nou astea, fratele meleu, dar nu vreau. Vreau pur și simplu să culeg chestiile, nu vreau să explorez, să caut comori ascunse, pierdute și cum vreți voi să le spuneți. Mamă, haide, tata, hai, bam, hai că am ieșit, tata. Da, băieți, cam asta am reușit să găsesc până acum, nimic foarte interesant, mai avem ceva... Poduri dintre astea sparte pe aici. Cred că până acum s-auzea foarte tare sunetul din Minecraft, băieți. Îmi cer scuze dacă v-am spart urechile până acum, dar sper eu să de acum să se rezolve situația asta. Cum spuneam, nimic foarte interesant. Pur și simplu n-am găsit ceva foarte interesant. Se pare că am găsit totuși, băieți. Văd ceva acolo în față. Ce naiba e aia? Morse oare? Foci? Morse? Ce naiba sale? Ok, cred că am găsit... O familie de foci, da? Sunt și mai mici și mai mari. Ok, mamă, dar cât de mari sunt astea? Mâncați de astea? Nu mâncați, nu? Păi ce mâncați voi? Ok, am găsit o familie de foci. Stai că mai am un turn acolo. Ok, stai. Dar e același, băieți, nu e acel? Stai că eu nu știu în ce direcție mă uit. Ăsta e turnul, nu? Și ce, ăla nu e același turn? Ba, da, e același turn, ce fraier, ești nebun? Am zis că stai că am mai găsit un... De ce s-a activat raidul? Am avut bad omen?
n-am avut. De ce s-a activat raid-ul? Ok, cred că facem un raid fără să vreau, fără să vreau. N-am înțeles de ce mi s-a activat raid-ul dacă eu n-aveam bad omen sau chestii de genul ăsta și fraierii oricum sunt pe afară sătenii ăștia pe aici. Trebuia să protejez satul, dar vezi cu ei n-ai cum, că ei au plecat pe aici, nu știu, s-au dus, uite că îmi protejez cu ăsta, îl protejez, ești nebun. Deci raid-ul e încărcat full, dar nu văd pe nimeni. Vedeți voi? Hai să ne uităm pe hartă, băieți. Deci am încărcat un raid, da? Dar unde sunt ăia care vin să atace satul, că nu e nimeni? A, uite unde îs, ești nebun. Îs tocmai în cealaltă parte de lume. A, da, vin, hai că vin, stai că vezi, stai să vezi că ei vin, că îi văd pe hartă, că se apropie. Dar nu știu din ce direcție vin, să mor eu dacă știu. Cred că ar trebui să fac o ieșire către exterior, cumva pe partea asta pe aici, doar că eu nu am blocuri la mine, că așa m-am gândit eu, că n-aș avea nevoie de blocuri. Uite că au ajuns fraierii. Și dacă fac treaba asta, eu zic că acum eu pot să protejez satul destul de bine, băi. Mamă, stai să vezi că vin cu ăștia cu... O să arunce cu creeper de aia mici, e jale, ăla de acolo aruncă cu creeper de aia mici, băieți, și dacă nu-l omor de acum, o să îmi pară mie rău după aia. Și hai să le dăm la joale la fraieri, că raiduri n-am mai avut de mult, sincer, un raid corect. Ok, și ăștia ce dracu, fug așa pe lângă casă, în jur, pe aici, să ce? Ăștia cu arbaletele sunt periculoși că dau de la distanță, dar în rest nu e mare chestie, mare brânză nu e, băieți. Eu aș putea să fac rost de foarte multe chestii de la ei acum, da? Sincer să fiu, nu știu dacă mă ajută unele lucruri. Dar nu-i mai văd, ești nebun? Unde naiba îs? Totuși mi arată că nu i-am omorât pe toți, dar nu-i mai văd. Au blocat pe aici, pe lângă casă, sau care e faza? A, ei sunt acolo, în direcția, uite, pe deal, ești nebun, unde erau fraierii. Tocmai unde erau fraierii, ești nebun? N-ai văzut așa ceva. Hai să-i dau lui ăla și gata, l-am rezolvat, am rezolvat-o cu raid-ul. Ok, o să se încarce din nou nuci, că au mai rămas doi, care nu știu unde îs, adică nu-i văd. O fi rămas, nu zic, nu, dar unde-s ăia care au rămas? A, uite că vin acum, îi văd pe hartă, dar nu, parcă n-aș vrea să fac raid acum, nu știu ce n-ai, de ce aș vrea să fac raid? Uite, mă duc în altă parte, băi, uite, mă duc aici. Vine raid-ul și aici sau? Nu, aici nu vine raid-ul. Se pare că raid-ul e doar pentru zona aia de acolo. Rest nu mă interesează foarte mult. În schimb, a venit iarna pe Better Minecraft și nu prea îmi place așa când ninge prea mult, că nu se mai înțelege absolut nimic. Ești nebun, n-ai văzut așa ceva. Ok, am mai explorat puțin. Am plecat de aici, de unde eram mai înainte, pe la unde? Aici, farul, pe aici am fost. Ok, ce-am pus aici? Eu nu țin minte să fi pus ăsta. Ok, ciudat, foarte, foarte ciudat, în fine. Și-am dat de o construcție, băieți, aici. Nu știu care e faza cu waypoint-ul ăla, de ce s-a pus singur. Am dat de o clădire, cred, din lemn. Dar nu-mi dau seama dacă e clădire sau e un copac. Că nu văd... A, bă, da, e o clădire totuși, că vedem că are un fel de geamuri, cred. Cum ar fi să se spargă cu totul, ești nebun? Ok, deci e o clădire, bun. Avea și o intrare, se pare că, dar eu n-am dat. E un templu de la de junglă, doar că nu e de junglă, ci e din lemn. N-am ce să zic, foarte interesant, e templu de junglă, dar nu e templu de junglă. Ca idee, ați înțeles voi, nu știu dacă ați înțeles sau nu ați înțeles, dar o să înțelegeți. Bun. Partea asta doar că e diferit. Și care e faza cu Minecraft-ul ăla? Pornește asta dacă găsesc eu sistemul ceva? Cred că o să bubuie ceva dacă... No, 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 cred că o să bubuie ceva, băieți, dacă pornește ăla pe... A, ba, nu, trage pur și simplu cu săgeți din partea asta. Da, nu e nimic foarte interesant. E bine, am venit să iau toate chestiile. Ciocolată, am găsit ciocolată. Cum se face ciocolata? Ok, asta ce putem să facem cu ciocolată? Dar ciocolata cum se craftează? A, o găsim? A, se face... A, uite, așa, ok, cu cacao, cu zahăr și cu lapte. Ok, foarte interesant. Asta ce n-am? Ok, ancient dart. Da, să zic, nu, o să iau cam ce găsesc pe aici, dar nu mi se pare cine știe ce loot foarte, foarte generos aici. Hai să vedem dacă totuși avem ceva în spatele sistemului de aici. Avem totuși un chest cu ceva... A, două chesturi, ok, bun. Deci avem două chesturi cu blank rune. Cred că o să iau. Uite încă de asta. Nu se stachează. Bun, nasol. Așa, și ăsta ce-s? Bamboo spikes. Nu mă interesează. Bamboo spikes ăsta nu mă interesează nici pe ăla. Dar o să iau asta de aici. Frumos, gata. Cam atât. Ăsta a fost tot. Și mă gândeam că vezi ce dungeon am găsit. Stai să vezi ce mișto o să fie. Cum o să le arăt la băieți aici care treaba cu dungeonul ăsta. Dar de fapt nu e mai nimic cu dungeonul ăsta. Uite, totuși avem unul aici în direcția... Aia cred, cam așa. Avem un de ăsta cu pilligeri. Cred că ar fi bine să mergem. Nu-mi place că a venit iarna pe Better Minecraft. Uite ce ciudat se vede, da? Uite că l-am găsit. Uite acolo, e o casă de pilligeri. Deci nu e nimic nici cu asta. Nu prea îmi place treaba asta, băieți. Am mers puțin, băieți, și am găsit chestia asta. O plută cu un sătean pe ea. Și pluta asta are un chest. Se pare că e un călător ăsta. Și totuși, uite că are câteva chestii interesante care ar putea să mă ajute.
Da, nu știu ce să iau din ele, ești nebun. Am și inventarul full cu tot felul de prostii în momentul de față. Tu ce-mi dai? Alonso. Alonso. Salut. Salut, Alonso. 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 Da. E bine să nu fie rău, să-ți pe treaba mea, ești nebun. Totuși, hai să merg acasă. Dăm un teleport frumos acasă aici, frumos. Pentru că oricum am inventar și, na, trebuie golit neapărat, că na, asta este. Și vedem care e treaba, ce ar trebui lăsate prin chesturi pe aici, dar mai lăsăm chestii, mai mergem sau nu la explorat. Mă mai gândesc și vedem care e treaba și cu situația asta, cum să facem, cum să dregem. În partea asta aș putea lăsa cărnița asta, că n-are rost. Aici am mâncarea care e deja gătită și pot să o mănânc fără nicio problemă. Merele și chestii de genul ăsta aș putea să le mai las pe aici. Nu știu, a, uite că e ok, mâncare și asta, ok, bun, mus de asta. Nici nu știu unde, a, și asta e mâncare. Da, am foarte multe chestii, foarte, foarte multe chestii prin inventar. Trebuie să scap de mare parte din ele, că nu mai știu pe unde să le mai pun. Ciocolată, tot acâmul, rope și chestiile astea pe aici și astea la fel. Ăsta la fel. Prismarin shard-urile astea cred că ar trebui să intre la blocuri. La lemn băgăm asta și cu asta și cu asta și cu asta, frumos. Mai scăpăm de chestiile de prin inventar, băieți, că am venit cu inventarul full de prostii și nu avea rost să le țin pe toate. Am level 34. Cred că ar fi inteligent din partea mea dacă mi-aș face și eu un chest plate. Uite așa frumos și de diamond, că nu prea am foarte multe diamante, nu știu dacă ați văzut, dar nu sunt foarte multe. Și ar fi bine dacă m-aș duce să încerc să enchantez chest plate-ul ăsta să vedem ce o să pice pe el. Uite așa, tată. Protection 4 și Unbreaking 3. Nu e rău, doar că putem să punem mai multe chestii, mai adăugăm după aia, vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Ideea e că oricum o să vreau să-l pun aici. Uite așa să fie frumos pus și cam asta e, despre asta e vorba. Într-adevăr n-am făcut foarte multe chestii interesante în clipul de astăzi. Bineînțeles că fiecare clip e diferit și o să vină cu chestii diferite. Așa că până data viitoare am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi și cam atât. V-am țucat. Pa!